chiar dacă aduceam galerie... Pasiunea pentru teatru a unor tineri amatori giurgiuveni a căpătat consistență prin închegarea Clubului de Teatru Valah, care funcționează în cadrul Centrului Cultural Ion Vinea și este coordonat de Mihai Răboș, autorul piesei Cocoșelul de Tablă, o piesă aflată în repertoriul actorilor amatori din orașul de la Dunăre. Și în această toamnă, ca și în cele trecute din 2013 încoace, are loc o preselecție pentru completarea grupării actoricești giurgiuvene, întrucât mulți dintre membrii acesteia, elevi de clasa a 12-a fiind, își continuă studiile și se despart de colegi. Așadar, sâmbăta viitoare, la ora 10:30, la Centrul Cultural Ion Vinea, are loc o preselecție gratuită pentru completarea trupei. În general ne adresăm acum elevilor de liceu. Deja am fost la liceul Ion Maiorescu și avem niște promisiuni că ne vom întâlni la preselecția de sâmbătă, ora 10:30, la Centrul Cultural Ion Vinea. Așteptăm și alți elevi și i-aș invita și pe cei care au o vârstă mai înaintată, au trecut de stadiul ăsta, de elev sau student, pentru că e păcat de Dumnezeu, atâta talent să se piardă. De știut mai este faptul că, pe lângă spectacolele din repertoriu, cu piesele Cocoșelul de Tablă, a lui Mihai Răboș, Don Juan Moare ca toți ceilalți, aparținând lui Teodor Mazilu, tinerii giurgiuveni, care alcătuiesc din această toamnă trupa de Teatru Valah, mai susțin și alte activități culturale. Am organizat spectacole de coregrafice, coregrafie, muzică, dans. Am avut chiar și un fel de montaj literar. Dacă ați venit la Cenaclu Valah, cred că ați văzut spectacolul. Am avut și pantomimă. Cu alte cuvinte, modul de a ieși pe scenă este foarte diferit și multiplu, orice variantă putem găsi. Așadar, toamna aduce colegi noi actorilor amatori din Giurgiu și o nouă denumire grupării artistice, trupa de Teatru Valah Giurgiu, care va fi coordonată ca și până acum de același Mihai Răboș.